Motivația principală pentru a începe o cură de slăbire este aspectul fizic. Mai importantă este însă sănătatea. Chiar când suntem copii și refuzăm un anume aliment, intrăm într-o cură de slăbire. Poate să dureze mai puțin, poate să dureze mai mult. Curele de slăbire pot să aibă sensul lor. În sensul în care suntem grăsuți, cum am spus, probabil că vrem să se schimbe ceva la noi și motivul dominant e aspectul. Dar nu e numai vorba de aspect, ci e vorba și de sănătatea care e în spatele acestui aspect. Că putem să fim grași și frumoși, dar în spate nesănătoși. Cel mai rapid mod de a slăbi este înfometarea, la care apelează, din păcate, foarte multe persoane, dar este și metoda cea mai periculoasă, avertizează medicii nutriționiști. Înfometarea produce într-adevăr niște schimbări vizibile, dar și unele invizibile, schimbări invizibile care sunt în diversele funcții fiziologice ale ficatului, ale rinichiului, ale glandei tiroide, schimbări care nu întotdeauna sunt frumoase și atunci pot să apară probleme. Să apelezi la un nutriționist nu e un moft, e o necesitate. Fiecare individ în parte având nevoie de o cură personalizată. Pe de o parte să ne ajustăm aportul energetic, pe de altă parte să creștem consumul. Ideal ar fi să le facem pe amândouă. Mâncăm mai puțin și să mâncăm mai bine, pentru că pe de o parte avem de-a face cu conținutul energetic al alimentelor ingerate și aici vorbim de la pâine până la sucurile îndulcite. Pe de altă parte vorbim de calitatea alimentelor ingerate, care lăsând la o parte conținutul energetic, pot să conțină o grămadă de minunății care într-un termen mai lung sau mai scurt vor ajunge să ne îmbolnăvească sau să ne dezvolte anume dependențe. O slăbire sănătoasă trebuie să țină cont de câteva trucuri. Nu săriți peste micul dejun, nu renunțați în totalitate la proteine, legumele și fructele proaspete nu trebuie să vă lipsească din frigider, evitați pâinea, renunțați la carnea de porc și înlocuiți-o cu pește, pui sau curcan, beți apă, luați masa de seară cel târziu la ora 19.